Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă arăt colecția mea de machiaje. Lip Butter de la Nivea cu vanilie și macadamia. Pe acesta îl folosesc momentan. Pensulă pentru față, pensulă pentru ochi și în acest recipient pentru lumânare mi-am pus pensule mici ca să le găsesc mai ușor. Acestea pentru fond de ten sunt de la Amazon, Elf, Studio, Essence, Real Techniques, No Name. Am multe pensule de la Amazon, Wish și Essence. Dacă vreți, o să fac un videoclip separat doar despre pensule. O lumânare din Primark, un tablou pe care l-am făcut eu, balsam de buze din Clair. Aici am toate creioanele de buze. Majoritatea sunt de la Essence, unul de la Kikot și ceva de la L'Oreal. Două rujuri de la Elf, câteva de la Essence. O să fac un videoclip separat cu colecția mea de rujuri, nu intru acum în detalii. Aici am colecția de balsame de buze, v-am făcut un videoclip separat, îl aveți în descriere. Rujuri, am Avon, Maybelline, Revlon, Essence, The Balm, Beriem, Bourjois, Astor, Makeup Revolution, Revlon, Too Faced, Maybelline, Essence, Isabel Tardon. Aici sunt parfumurile pe care le folosesc momentan. Aici sunt rujurile pe care le folosesc cel mai. În primul sertar am produsele pe care le folosesc în fiecare zi. Spre pentru fixarea machiajului de la Beriem, care nu prea îmi place, oxidează fondul de ten. Corector de la Catrice, camuflaj. Cu acesta nu mă înțeleg pentru că se strânge indiferent de pudra cu care îl fixez. Un tester de la Inglot, pureței de la Real Techniques, fond de ten de la Revlon nu-mi place pentru că oxidează. The Body Shop, un ser pentru față, fond de ten de la L'Oreal, trumeci pe care îl folosesc momentan și îmi place destul de mult. Primer Rimmel Fix Perfect Pro. Vreau să-l termin ca să mai încerc și altceva, dar nu m-a impresionat. Un mini primer de la MAC. Corector de la Bourjois, care e pe terminate și îmi place destul de mult. Corector Maybelline Wake Me Up de la Rimmel London. O pudră translucidă de la Elf, care îmi place destul de mult și nu oxidează fondul de ten. Fix Plus de la MAC. Paletă cu iluminatoare de la Sleek. Pe aceasta am folosit-o cel mai mult în 2017 și o paletă de la Kiko. O pudră de la Tony Moly Cat. Blush de la Kiko, cremă de la Nivea, Rimmel Stay Matte, blushul meu preferat de la Revlon și un blush de la Sleek. Blush de la Sleek pe care l-a spart Anastasia de vreo două ori. Rimmelurile pe care le folosesc momentan, acestea de la Essence îmi plac cel mai mult, Bourjois, Benefit, un tester de la The Body Shop, întorcător pentru cene, baza de la NYX, baza de la Melchior, creion de la Bourjois, Make Me Brow de la Essence, Cabrow de la Benefit în nuanța 4, gel de fixare a sprâncenilor de la Essence, un alt primer de la Elf, două creioane de la NYX, alt creion de la NYX și un creion de la Avon Mauve, un gel pentru ochi de la Boots, iar acolo în spate am toate fardurile mono, pigment de la Miss Crop, mini fard de la Kiko, două farduri cremă de la Maybelline, glittere de la Beriem, farduri cremă de la Essence, acestea îmi plac foarte mult, fard de la Bourjois, de la Elf, de la NYX, din Clair, fard cremă de la Elf. În al doilea sertar am paletele, le-am păstrat doar pe cele care le folosesc și cele care îmi plac.
Paleta mea preferată de la Huda. 3 palete de la Melchior. Când merg în România vreau să mai fac cel puțin 2 palete. Iubesc fardurile Melchior. Indama de la Number 7 și vedeți aici nuanțele. Naked 3 de la Urban Decay. Paleta aceasta de la Makeup Revolution. O mai păstrez doar pentru că am primit-o cadou de la Andreea, dar nu-mi place și nu o folosesc. Sunt foarte profoase. O paletă magnetică doar cu farduri Inglot și Kiko. Paletă de la Lancome. Un mini fard de la Kiko pe care trebuie să-l pun în paleta magnetică. 3 palete de la Sleek pe care nu le mai folosesc atât de mult și mă gândesc să le dau. Nu are rost să le mai țin aici. Paletă de la Elf. Nu o să o deschid pentru că am un fard spart. We Must Have de la Essence. Și o paletă, două nuanțe, de la Freedom. Mai am o paletă de la The Body Shop. Și acolo în spate sunt primele mele palete și le păstrez doar de amintire, nu le mai folosesc. În al treilea sertar sunt produse amestecate. Blush de la Essence, blush Miss Porty, un blush cremă de la Rimmel London, o paletă City Color, am primit-o de Crăciun, dar nici măcar nu am încercat-o, o paletă de la NYX cu iluminatoare, Rimmel London, iluminator, bronzer și blush, nu-mi place, sunt foarte profoase, și un blush de la Essence Metal Chrome. Pe acesta îl folosesc pe poze iluminator și îmi place. Aici sunt toate rimelurile Essence, Maybelline, Benefit, un rimel albastru din TK Maxx, toate de la Essence, Rimmel London, Miss Porty, Revlon, Number 7 și Sleek. Aici am produse pentru față, fond de ten de la Kiko, primer de la Elf, un Wonder Stick cu iluminator și bronzer, Shade Drops de la The Body Shop, 2 iluminatoare lichide de la Sleek, ulei de față de la The Body Shop, spray pentru curățarea pensulelor, 2 fonduri de ten de la Bourjois pe care le-am terminat, o pudră Rimmel Stay Matte și un BB Cream de la Garnier. Aici am corectoare Elf Collection, Yves Saint Laurent, Essence, pe acesta o să-l arunc, nu mai are capac, LA Girl, Maybelline, NYX, Essence și Catrice. Aici sunt produse pentru sprâncenii și tușuri, kit de la Essence, tuș de la Sleek cu sclipici, glitter de la LA Girls, creion de sprâncene de la Benefit, gene false, tuș de la Golden Rose, pudră pentru corector de la Elf, un primer de la Elf, un creion albastru, tuș alb de la NYX, Brow This Way de la Rimmel London, tuș de la Kiko negru, un gel de sprâncene de la NYX pe care nu pot să-l folosesc, e prea deschis pentru mine și o să-l dau, creion negru de la Kalos, un creion alb de la Essence și un creion alb Flormar și un kit de sprâncene de la L'Oreal. Am și 2 balsame de buze de la Nivea pe care nu le-am desfăcut încă și o mare listă cu farduri Melchior pe care vreau să le dau. În al patrulea sertar sunt produsele pe care vreau să le dau. Dacă vreți să vedeți videoclipul cu curățenie în colecția mea de machiaj, las în descriere. Nu are rost să intru acum în detalii. În ultimul sertar am doar produse pentru unghii și dacă vreți un videoclip separat o să fac.